Botte, cântăreața Jennifer Lopez a fost alături prietenei sale Donatella Versace la prezentarea ultimelei colecții semnate de această. Din urmă, actorii Charlize Theron și Sean Penn au avut una dintre rarele lor apariții de la confirmarea că formează un cuplu hollywoodian. Mai dăm din showbiz la prima oră cu Anca Maco, alături de noi acum. Bună dimineața, Anca! Bună să vă fie dimineața și bucuroasă să vă fie ziua! Cum e Paul McCartney după ce și-a ajutat un fan să-și ceară iubita în căsătorie? În timpul unui concert susținut de la Albany, un venerabil fan în vârstă de 64 de ani și-a cerut iubita dumneavoastră. Starul The Beatles i-a observat pancartele cu care venise la concert, în care cerea ajutorul în temerarea încercare. Apoi l-a invitat pe scenă să cânte împreună hitul One and 64 în fața 13.000 de oameni, convingându-o astfel pe aleasa inimii acestuia să-i accepte propunerea. Super bucuros este și fiul celebrului designer Tommy Hilfiger. Tânărul pe nume Ricky Hill a confirmat că trăiește o poveste de dragoste cu cântăreața Rita Ora. Rapperul american și vedeta britanică se plimbă fericit spre Londra, spre bucuria fotografilor. Cine știe, poate lansează și o piesă împreună pentru aplauzele fanilor și topurile noastre. Cea mai bucuroasă vedetă pare actrița Michelle Rodriguez. Vedeta din Fast and Furious se distrează în Sardinia cu iubitul ei cu 10 ani mai tânăr, actorul Zac Efron. Au devenit rapid cel mai comentat cuplu de la Hollywood zilele astea, așa că le ținem pumnii să vină cu poze extraordinare și cu vești la fel. Ceea ce vă dorim și vouă. Și nu uitați, până mine dimineața, fiți calmi, să fie pace. Anca Maco, la prima oră, la primele știri aici la Europa FM. Continuăm pe aceeași frecvență cu tine la ora 5 și 55 de minute în acest moment. Cu Antonia vă spunem până dimineața. Bye.